Exodul, Șemut, capitolul 25. Iahoua a vorbit lui Moșe și a zis: Vorbește fiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de insubțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de viței de mare, lemn de salcâm, undelem pentru sfeșnic, mirodenii pentru undelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Să faci un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torn pentru el 4 verigi de aur și să le pui în cele 4 colțuri ale lui, 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte. Să faci niște drugi de lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să vâr drugii în verigele de pe laturile chivotului ca să slujească la ducerea chivotului. Drugii vor rămâne în verigile chivotului și nu vor fi scoși din ele. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da, să faci un capac al ispășirii de aur curat, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate și lățimea lui de 1 cot și jumătate. Să faci 2 heruvim de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii, să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt, să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru fiii lui Israel. Să faci o masă de lemn de salcâm, lungimea ei să fie de 2 coți, lățimea de 1 cot și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să-i faci împrejur un pervaz de 1 lat de mână, peste el să pui un chenar de aur de jur împrejur. Să faci pentru masă 4 verigi de aur și să pui verigele în cele 4 colțuri care vor fi la cele 4 picioare ale ei. Verigele să fie lângă pervaz și în ele se vor vârâ drugii ca să ducă masa. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i acoperi cu aur și ei vor sluji la ducerea mesei. Să-i faci farfurii, cățui, potire și cești ca să slujească la jertfele de băutură, să le faci de aur curat. Să pui pe masă pâinile pentru punerea înainte ca să fie necurmat înaintea mea. Să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut, piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă 6 brațe, 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie 3 potirașe închip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor și pe celălalt braț 3 potirașe închip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe închip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele 2 brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe. Tot așa să fie și sub cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat.
Se va întrebuința un talan de aur curat pentru fiecare, pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte.